așadar să începem discuția despre sănătatea creierului cu primul nostru invitat, care este un medic reputat, un neurochirurg de top din România, cu o vastă experiență în neurochirurgie. Însă medicul cu care vom vorbi în această seară este cunoscut și pentru sfaturile și recomandările sale în ceea ce privește sănătatea creierului, sfaturi de care ar trebui să ținem cu toții cont. Alături de noi este profesor universitar dr. Alexandru Vlad Ciurea, care este medic primar neurochirurgie, director științific al Spitalului Clinic Sanador. Bună seara, domnule doctor! Da, bună seara! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să vă adresez prima întrebare, care este legată de cele mai nocive obiceiuri pentru creierul nostru. Da, noi avem o viață foarte frumoasă, foarte elegantă. Din nefericire, noi ne facem nouă tot felul de lucruri nocive. Primul care ne izbim este tutunul, care, dacă nu se știe, îngustează vasele cerebrale. Exact ceea ce se întâmplă la inimă. Se produce și în creier. Deci nu ne liniștește cum avem impresia. Ne scade oxigenul și cantitatea de sânge care merge spre acest organ superb, spre această bijuterie. Alcoolul, la fel în cantități mari, produce modificări cerebrale. Urmează o grămadă de lucruri pe care ne izbim zilnic. Scandal, zgomot, claxoane, stare de furie, de stres, de intoxicare cerebrală, mă scuzați, uneori prin breaking news, deci o bombardare. Vă închipuiți că într-un bombardament, acest creier pe care l-a dat Dumnezeu, noi ne-l lovim continuu cu o serie întreagă de elemente nocive, peste care urmează și o viață mai mult sau mai puțin coordonată, puțin haotică, ceea ce creierului nu-i place deloc. Aș vrea să ne spuneți care sunt semnele supra-solicitării, pentru că ar trebui să le recunoaștem și pe cât posibil să ne ferim de tot ceea ce ne face rău. Exact ce a spus dumneavoastră, ar trebui să ne recunoaștem. Constatăm chiar dimineața că avem ceartă, că suntem obosiți, că nu ne putem concentra. Vai, dar n-am putut dormi. Dar ce n-am putut dormi? Întrebare. Vai, am avut insomnie. Vai să mă drept cu o cafea. Deci până la ora 10, foarte multe persoane debea se drept cu puțină cafea, debea să își intre pe ca o locomotivă în activitate. Deci creierul, în totalitate, a suferit peste perioada de noapte și nu s-a refăcut, nu s-a odihnit. Și apare această supra-solicitare în dificultăți de memorizare, de atenție, de concentrare, de scăderea performanței intelectuale, de răspunsuri bruște, atenția, răspunsul acela spontan care vine. Nu mai poți aduna stânga cu dreapta, am văzut și ușoare tremurături ale membrelor superioare, transpirații, persoane care nu reușesc lucruri simple, care le făceau câteva luni înainte, dintr-o dată, nu mai spun, și în timpul acestei pandemii ce s-a mai întâmplat, dintr-o dată nu mai reușesc să performeze la același nivel, datorită supra-solicitării, cu dureri de cap, amețeli și o serie întreagă de fenomene secundare, apar și cu dureri digestive, dar per total apare ca un creier obosit, datorită acestei supra-solicitări. De aici, următorul pas, pasul de stres, următorul pas de burn-out, următorul pas de depresie, este îngrozitor pentru această bijuterie care ne-a dat-o.